Pe 24 și 25 ianuarie urmează să recepționăm două tranșe de vaccin pediatric de la compania Pfizer, în total fiind vorba de 114.000 de doze. De astăzi este deja posibilă programarea în platforma de programare Rovaccinare. Centrele care au cabinete pediatrice sunt configurate în platformă cu denumirea de PPED, se poate selecta din platformă afișarea doar a cabinetelor pediatrice și în felul acesta se poate face programarea prin contul părinților, ca și pentru ceilalți minori cu vârsta de peste 12 ani. Prima zi în care se poate face vaccinarea va fi 26 ianuarie. Schema de vaccinare constă în două doze, administrate la interval de 21 de zile. Doza administrată este de 10 micrograme, practic reprezintă o treime din doza pe care o folosim la persoanele de peste 12 ani. Este obligatorie prezența părinților împreună cu minorul la cabinetul de vaccinare pentru acordarea consimțământului.